Salut, fraților, eu sunt George și vreau să-mi cer în primul rând scuze că n-am postat nimic săptămâna trecută. N-am postat din cauza că eu săptămâna viitoare trebuie să dau test de la matematică și da, facem pregătiri. Da, săptămâna trecută trebuia să apară un episod de un story time, mai bine zis, de mi-a rupt piciorul. Da, am avut probleme cu filmora și n-am putut să-l postez. Cred că a fost din cauza că n-am avut spațiu pe telefon, pentru că am probleme cu spațiu. Și îți dat pe cardul de stocare care e 8 giga și n-are decât vreo 50 de mega consumați, atât. Da, și cred că o să zic astăzi story time-ul cum mi-a rupt piciorul. A fost într-o zi în care nu, mi-am luat și un skateboard și pur și simplu următoarea zi m-am dat pe el și că au venit, câteva rude că facem grătar că nu știu ce. Am făcut grătarul, n-am avut nicio treabă, am mâncat, ne-am distrat totul frumos. A fost și ziua lui maică, mă dați-o. Bun, și mi-am luat ăsta skateboard-ul că zice, hai mă duc, dau o tură. Ce se poate întâmpla? Da, skateboard-ul m-am dat. Am ajuns undeva aici unde stau eu, este așa ca o pantă. M-am dat pe panta aia că m-am mai dat și n-aveam nicio treabă. Am ajuns frumos capătul pantei, toate bune. Când am dat să pun piciorul pe skateboard, mi-a fugit și piciorul mi s-a dus, să zicem, ăsta e călcâiul. Ăsta e piciorul. Deci, și s-a dus cam așa și am căzut pe călcâi și mi-a rupt piciorul. Dar l-am rupt cam de aici. Asta fiind, să zicem, piciorul. Cam pe aici mi-a rupt. Da, a fost nasul, am avut noroc că a venit cineva de o văză că stăteam pe jos și nu putea să mă ridic. Nasul. Și m-a ridicat, bine, persoana aia știa pe mine și știa unde stau. M-a luat și m-a dus acasă. Eu nu mai puteam, plângeam ca nebun, că vai că mă doare. Și drept când îți rup ceva te doare de nu mai poți. Am ajuns acasă, toți, că ce s-a întâmplat? Nu știu, ori mi-a rupt piciorul, ori e mușchiul strivit. Că știu că mi-a mai strivit eu mușchiul și a fost cam așa, cam la fel. Na. Mi-am pregătit, m-am îmbrăcat. Am zis că hai că poate nu m-am mult strivit și am început să îmi pun o gheață, că nu cu nu știu ce. Ce, frate, s-a urcat. Ce ai făcut, mă? Dă-i urcă-te mașină și de la urgență. Aia de la urgență nu putea să... Nu știu dacă e un ăsta rupt sau nu. Și nu... Că, bine, radiografiile... Aparatul de făcut radiografii nu mergea. Du-te la spital. Tot din Sibiu. No, ce ai făcut? Nu mai puteam de durere. Am ajuns acolo, mi-au făcut radiografie și-o trimis-o. Și pe aia ne-am întors, ne-am dus la urgență, la spital pentru copii. Da, hai că nu știu ce, piciorul rupt, ce frate, nici ortopedul nu era acolo. M-am dus, mi-a pus piciorul închis, a doua zi o trebuie să mă duc să vadă ortopedul. Eu te-ai achit, sunt uitat. Mi-au pus până pe 15 iunie, nu mai stai cu piciorul în gips. Eu într-un fel m-am bucurat că, bă, m-am scăpat, nu trebuie să mă opereze la 3 săptămâni. Ce-i drept, a fost fain că am avut noroc cu chestia aia, că n-am mai făcut școală. Și când trebuia să-mi dau eu gipsul jos, atunci am terminat anul școlar. No, ăsta a dat noroc. Nu-mi vine un pic înapoi. Eu am fost George, acesta a fost un story time și dacă vreți episoade, nu uitați un like și un subscribe.